să facem colațiune. Păi nu vă gândiți la prostii, colațiune înseamnă... Prima ora dimineții și am constatat că... Ne-au furat deja. De ce avem cu 80 de euro mai puțin în pormoneu? Ia arată, Alexandra. Tu ce faci la noapte? Ce faci tu la noapte? Bună dimineața din Roma! Pe scurt, am venit o zi în Roma. Roma, poți să stai o săptămână, ai foarte multe chestii de văzut. Ei bine, dacă aveți doar o zi, veți putea să vă orientați în funcție de ceea ce facem noi astăzi ca să vedeți minimul esențial din Roma. Și evident, vă vom da foarte multe informații și vă vom spune foarte multe curiozități despre Roma și despre multe alte chestii. Bine, oricum o zi e super, super mult. Prietenele mele pot să confirme. Adică eu le-am dus să vadă 3 capitale într-o zi. Fai de cap meu, o zi în Roma, o vedem așa, în lung, lat, tot ce vrei. Everyday holiday. Tanti giorno, vacazione, sa cum? Eu vreau să caut barul perfect ca să facem colațiune. Nu vă gândiți la prostii, colațiune înseamnă mic dejun în asta în italiană. Da, într-adevăr, e un cuvânt foarte interesant. Noi ne place foarte mult să ne dăm cu trotineta și ar fi fost foarte scump să le aducem pe cele de acasă, să venim cu mașina până la Roma. Autostrăzile până aici costă mult mai mult decât biletele de avion. Pe de altă parte, cu avionul nu ai voie să aduci nimic ce are baterie, gen bicicletă electrică, trotinete și așa mai departe. Astfel că trebuie să ne descurcăm cu cele care sunt de închiriat aici. Sunt foarte multe firme, atâta că nu sunt deloc ieftine. M-au făcut ăștia o socoteală și dacă iei un taxi sau un car sharing, ești mult mai ieftin decât cu trotinetele. În afară de asta, în Roma sunt foarte multe străzi cu piatră cubică, unde nu este deloc o plăcere să te dai cu trotineta. Și mai rău, există multe zone interzise unde dacă intri, pur și simplu trotineta se va opri. Nu e voie să mergi pe trotuar, iar pe drum traficul este ca în Roma. Dar plăcerea unde rămâne? Am plătit pentru cât? 2 km? 3,76 euro, 1,4 km, 11 minute. Păi la terzăm afară, am mers încet. Suntem la prima ora dimineții și am constatat că... Mi-au furat deja, mi-au deschis rucsacul. Noroc că mi-au furat din buzunarul cel mai de jos, unde aveam textele pregătite pentru Roma. Asta nu-i bai. Măcar știm, dar nu știu cum, că am fost pe trotinetă până acum. Hârtia aia costă o avere. Da, dai seama, acum au o am tot... și pe telefon. A, da? Acum au toate... Ai, deci nu pot să cred. Ce? O să știe toate textele de la Everyday Holiday. Aoleo, aoleo, da. Da, asta. Chiar dacă toată lumea știe legenda Romei, eu totuși o să vă mai spun o dată. Roma a fost fondată în anul 735 înainte de Hristos și legenda spune că erau doi frați gemeni, Romulus și Remus. Ăștia au fost părăsiți de părinții lor și au fost crescuți de o lupoaică, iar ulterior Romulus l-a omorât pe Remus și a devenit primul rege al Romei. Foarte interesant este de spus că statuia cu lupoaica, un exemplar se află aici în Roma, iar o copie a acesteia se află în multe alte orașe din lume, printre care și în centrul Timișoarei. Roma este poate cel mai potrivit loc din lume în care să vii dacă ești pasionat de istorie antică și dacă îți place istoria antică, dăm voie să spun câteva chestii interesante despre împărații romani,
lăsându-i la o parte pe Domitian și Traian, ăștia care s-au bătut cu Decebal și așa mai departe. Împăratul roman Nero a fost probabil cel mai nebun care, dintre cei care au domnit aici. Se știe că a pus foc orașului și în timp ce orașul ardea, el pur și simplu cânta la fluier fără nicio problemă. Un alt împărat dus puțin de acasă a fost Caligula, care a făcut tot felul de chestii interesante, gen că și-a făcut calul senator, a comis incest cu aproape toate surorile sale, dar cel mai interesant lucru despre el este că stătea noaptea și vorbea cu luna. Da, să știu o chestie. Cred că gravidele de-aia merg așa cu mâinile în șol. Știi, uite, eu mi-am pus ghiozdanul în față și deja am așa intenția de a merge cu mâinile în șol, știi? Mă antrenez, dragilor, mă antrenez! Băi, ăștia sunt extraordinar de insistenți aici, adică tot al doilea te întreabă dacă ai bilete, dacă nu vrei ghid, deci mă simt ca în țările astea, gen Egipt, Maroc și așa mai departe. A fost COVID-ul și a fost pustiu, deci acum că vin puțin turist, trebuie neapărat sărit pe ei. Dacă te uiți la cifre, acestea sunt impresionante. De-a lungul timpului, în acest coloseum care adăpostea până la 100.000 de oameni, au murit peste 500.000 de sclavi și gladiatori și peste 1.000.000 de animale sălbatice. Ultima luptă cu gladiatori aici, în acest coloseum, a avut loc în anul 435 după Hristos. Probabil că ați auzit sau ați văzut în filme că gladiatorii mureau pe capete în timpul fiecarei lupte și apoi apăreau alți gladiatori și așa mai departe. E bine, lucrurile nu stăteau chiar așa. Imaginați-vă, pentru a avea gladiatori buni care să ofere spectacole mulțimii de 100.000 de oameni care se afla în acest coloseum, acești gladiatori trebuiau antrenați săptămâni, luni sau chiar ani. Și evident că stăpânii acestor gladiatori nu își permiteau ca cei mai buni luptători ai lor să moară. Deci legenda conform căreia gladiatorul învins era mereu ucis atunci când împăratul făcea așa, este evident o legendă. De fapt, gladiatorii nu mureau decât destul de rar. Ei supraviețuiau și erau chiar adevărate vedete ale lumii antice. Erau, dacă vreți, starurile hollywoodiene ale Romei antice. Atâta că, da, mureau mai des ca actorii de astăzi de la Hollywood. Au fost însă și gladiatori care nu s-au mulțumit cu statutul de sclav vedete sau vedete sclav, cum a fost și cazul celebrului Spartacus, care s-a împăcat cu statutul de sclav și împreună cu alți gladiatori au evadat și au pus la cale acea revoltă care era cât pe ce să distrugă Roma din temelii. E foarte interesant că gladiatorii erau surprinzător de bine văzuți în Roma antică. Sângele gladiatorilor era chiar un medicament foarte căutat. Era căutat de către femeile care nu puteau avea copii. Ceea ce mă întreb eu este ce făceau ele cu acel sânge. Și în caz că vă întrebați de ce Alexandra are acest marsupiu și de ce eu sunt așa de speriat cu rucsacul. Mă pregătesc. Nu de aia. E pentru faptul că e cel mai bun dispozitiv antifurt. Valabilă și pentru biciclete. Vezi că mi-am dat ceva să încerc gratis. Ok. Hai să vedem dacă merge. E
O să merg 41 de mile, asta vă 60 de kilometri, 1 euro să deblochez și 23 de cenți pe minut. Uite că ai și coșuleț. Pentru 12 minute sau când am dus cu bicicleta. Nu e foarte ieftin, dar e foarte așa mișto, adică nu, când am fost dățile trecute în Roma, m-am plimbat pe jos și cu metrou și acum e altceva, să sari de pe două roți mai mici, de pe două roți mai mari, să constați că actuala soție plătește cu 2 euro mai puțin pentru că are nu știu reducere la închirierea bicicletei și așa mai departe. Despre columna lui Traian știți cu siguranță foarte multe lucruri. Că a fost ridicată de împăratul Traian după ce a cucerit Dacia. Că sărbătoarea aici în Roma a durat peste 4 luni de bucurie că i-au învins pe Dacia, au adus o pradă de război de, nu știu, astăzi ar fi câteva sute de milioane de dolari, dacă am înțeles bine. Despre columna lui Traian o să vă spun astăzi, în schimb, cu totul și cu totul altceva. În anul 1896, un român ajungea pe jos din România până aici. Este vorba de Badea Cârțan. Badea Cârțan a fost un cioban născut în secolul al XIX-lea undeva la poalele masivului Făgăraș, în localitatea Cârțișoara, aflată pe atunci în Imperiul Austro-Ungar, în Transilvania. El de mic a fost fascinat de faptul că ciobanii de dincolo de munți vorbeau aceeași limbă ca și el. Și la vârsta de 16 ani a trecut ilegal frontiera în țara românească pentru a afla cât mai multe despre românii de acolo. S-a întors înapoi în Transilvania, animat de dorința de a uni toți românii într-o singură țară. În 1896 s-a luat de capul lui și a plecat pe jos până aici. A făcut 20 de zile până la Viena și alte 23 de zile de la Viena până în Roma. Ajuns aici, a fost extrem de fericit și obosit, s-a culcat la baza columnei lui Traian. Întors în România, Badea Cârțan a intrat în atenția presei, în atenția autorităților române, dar el a continuat să trăiască în Transilvania. În 1877 s-a înrolat de bunăvoie și a luptat în războiul pentru independență, iar apoi a continuat comerțul ilicit cu cărți românești în Transilvania, motiv pentru care a fost și arestat. A murit în anul 1911, neapucând să-și vadă visul cu ochii. Marea Unire, care avea să fie înfăptuită abia peste 7 ani. Dacă veți veni în Roma, veți constata, poate cu surprindere, că pe toate gurile de canal scrie SPQR și probabil vă întrebați ce înseamnă. Ei bine, înseamnă Senatus Populusque Romanus și în traducere ar fi Senatul și Poporul Roman. Ce a remarcat Alexandra, primul lucru aseară când am ajuns în Roma a fost că, cel puțin în zona gării, este un oraș extrem de murdar și sunt mulți boschetari care dorm pe stradă și orașul miroase a urină. Legat de asta, înainte de inventarea hârtiei igienică în Roma antică, romanii când mergeau la toaletă se ștergeau cu un burete îmbibat în apă. Și când mergeau la celebrele pisoare, urina nu era aruncată, ci era refolosită. Incredibil, dar bărbații se spălau ulterior cu ea pe mâini, pe corp și își spălau chiar și hainele. Mă întreb, oare cum mirosea Roma antică în antichitate? De ce avem cu 80 de euro mai puțin în pormoneu? Ia arată Alexandra. Deci avem o pereche nouă de sandale și legat de asta, într-adevăr, Italia este una dintre țările în care chiar merită să mergi la shopping, pentru că găsește lucruri la modă și de calitate. De altfel, împăratul Traian este cel care se laudă, tot el, da, tot Traian este cel care se laudă că ar fi inventat cel mai vechi mall din lume. Dar cel mai important e că avem sandale noi.
mergem la Fontana di Trevi, pentru că mai sunt multe de văzut și jumate din zi deja a trecut. Primul lucru care te uimește când vezi Fontana di Trevi este cât poate fi de mare. În toate pozele o vezi așa micuță. Când ajungi aici, cât o balenă, cât o... Cât de mare e? Mă simt ca la mare aici, ai fain. Spune-mi tu, cam, vezi că e obiceiul ăsta să arunci o monedă peste umăr ca să-ți poate noroc, ca să te întorci în Roma și așa mai departe. Eu știu ce fac la noapte. Ce faci tu la noapte? Vin aici să strâng toate monedele astea. Exact asta vreau să te întreb. Ai idee cam cât euro se strâng pe zi? Mulți. Zi o sumă așa după tine. 1000 de euro. Peste 3000 de euro. Ai idee. Da, dar toți banii sunt donați unei acțiuni caritabile, unei misiuni catolice. Dar cine le strânge? Păi bănuiesc autorități. Contează? Oricum tu nu, tu dar la noapte vei dormi. Dar nu poți și seara să strâng banii. Păi nu știu, vorbești și tu cu primarul Romei, cu alea. Da. Eu m-aș putea găsi un job aici. Și anume? Să vin în fiecare noapte să strâng bani. Eu aș prefera să vin ziua, că e atât de cald încât chiar aș face o baie aici. Dar nici... vezi ce nasol, că nu chiar așa, că dacă mă plec un pic nu pot. Trebuie să intru pe bune în apă să iau câți bani. Păi dacă vrei să ai un milion de vizualizări pe YouTube, atunci poți să faci baie. În tot? Bine. Da, vin carabinierii, alea, dar nu pe contează. Pe căzura asta, sincer, aș da și 100 de euro să fac baie în piscina asta, deci... Evident că să mănânci pe stradă în Roma nu e deloc ieftin, pizzele sunt undeva începând de pe la 10 euro, dacă ai noroc găsești meniul zilei cu 13-14 euro, o mică salată, o pizza mică, o cafea, ceea ce e convenabil. Atenție însă, cam peste tot vi se va adăuga taxa de șervețel, cam 15% din costul total al prânzului. Cu toții cunoaștem legendele conform cărora romanii aveau o spăță, o spețe din astea care nu se mai terminau până a doua zi dimineață. Mâncau nu știu câte feluri de mâncare, apoi pentru a face loc, luau o pană, se gâtinau, vomitau și mâncau mai departe. Ei bine, această legendă s-a născut de la acele încăperi numite Vomitoria, care conform unor istorici ar fi fost niște încăperi dedicate, vomei. Într-un final s-a dovedit că de fapt Vomitoria sunt doar niște holuri și la ora actuală părerile sunt împărțite vis-a-vis de acea legendă conform căreia romanii se gâtinau sau nu se gâtinau. Da, prezintă mai puțin importanță dacă vomitau sau nu. Important e că aveau niște ospețe. Ospețe. Fontana di Trevi, aglomerație prea mare, nu trebuie să deznădăjduiți. În Roma sunt 280 de fântâni.
Sau dacă nu, vă puteți recurri la... Terasa este cât de o fântână din asta. Și în afară de fântână, dacă sunteți pasionați de biserici, aici trebuie să veniți. Sunt numai puțin de 900 de biserici în Roma. Eu sunt curios cât timp aveți. Dacă ați venit aici în Roma în urmă cu vreo 2000 de ani, ați fi constatat că femeile se fac frumoase vopsindu-și părul roșu și galben cu ajutorul grăsimii de capră și a cenușii anumitor lemne arse. Bune! Astăzi, dacă veniți aici, veți constata că tot timpul anului e sezon de reduceri și... Nu e adevărat! Acum fetele care ne urmăresc vă spune, într-adevăr, nu e adevărat, și bărbații care ne urmăresc vă spune, Adrian, știm ce vorbești. Și cu totul surprinzător, unul dintre cele mai instagramabile locuri din Roma nu are legătură cu istoria antică și nici măcar cu Italia. Sunt treptele spaniole, numite astfel pentru că pleacă de aici de jos, din Piața de Spania, iar în apropiere se află și ambasada Spaniei. E greu de imaginat, privind astăzi cum arată acest deal, că în anul 1720 în spate se ridica doar un deal noroios. În următorii 3 ani aveau să fie construite aceste magnifice trepte și biserica din vârf. Ele sunt construite din travertin și, dar asta prezintă mai puțină importanță. Veniți aici și faceți poze frumoase pentru Instagram. Să înțeleg că ești nerăbdătoare să ajungi la Parteon sau să te dai iar cu trotineta? Kilometru 700, ai avut ceva reducere, 4,14 euro. Da, că m-am băgat la Imperiumul ăla. Ce, 18 minute? Cred că da. Da, 16, 18, 26. În anul 86 după Hristos, împăratul Domitian a avut ideea genială de a construi exact aici, în acest loc, un stadion unde să fie popularizate jocurile sportive grecești. Idee, evident, primită cu foarte multă reticență de către romani, care au preferat în continuare să meargă la Coloseum pentru a vedea lupte sângeroase cu gladiatori și animale. Zona a rămas așadar mai puțin îndrăgită de către romani până în Evul Mediu, când a avut o cu totul altă destinație, și anume piață de fructe și legume. Abia după perioada Renașterii au început aici să fie construite monumentele în stil baroc, monumentele care fac ca astăzi această piață Navona să fie cu adevărat unică și un loc extrem de instagramabil.
pare ciudat ceea ce vă spun acum, dar Roma nu a fost întotdeauna capitala Italiei. Multă vreme acest titlu a fost purtat de către Florența. Abia în 1870 a devenit Roma capitala Italiei. Yes. Unul din lucrurile care nu poți să nu le faci când ești în Italia este să mănânci înghețată. Pentru că nu este doar înghețată, pentru că este înghețată făcută cu artă. Că nu-i faină. Zii tu că nu-i faină. Dacă nu poți să... Ce e aici? Ce ai făcut? O floare. Ce ai primit? O floare. Floarea din grădină. Așa, da. Așa flori să tot primești. Stai că arată altfel. Uite, aici arată altfel. Aici un trandafir cu o chestie de-aia. Păi, da, dar o trebuie să iau gusturi care îți plac și ție. Și te-au ieșit așa. Dar e ok. Hai, ia portofelul ăsta, că nu mai pot. Nu se mai poate. E bună măcar sau are gust de floare? Mhm. Ești o albinuță. Mhm. Așa puneți florile. Dintre toate obiectivele pe care le-am vizitat astăzi, nouă ne-a plăcut în mod deosebit unul, astfel că l-am ales pentru a-l vizita și acum, seara, la lumina reflectoarelor, pentru că e deosebit de frumos. Deci obiectivul pe care îl bifăm de două ori astăzi este... Ta-da! Eu vreau să zic adevărul. Adică? De ce ne-am întors aici, de fapt? De ce? Pentru că era gelateria. Pe care ați văzut-o mai înainte. Oricum, Fontana di Trevi e locul nostru preferat din Roma. Dar cu ocazia asta, ce, Fontana sau gelateria de lângă? Pentru mine Fontana. Deci datorită gelateriei am avut în toată Fontana și seara. Foarte frumos. Ambele foarte. Delicios. Și cu obiectivul ăsta bifat X2 ne luăm rămas bun de la voi și de la Roma. Până data viitoare, când revedem la o nouă provocare. Ah.